Oana Trifu Bulzan este specialist în schimbarea stilului de viață și consultant în nutriție. A venit alături de noi cu fructe și legume colorate, spunându-ne că s-ar putea ca asta să fie soluția și pentru cei mari și pentru cei mici. Bună dimineața! Neața, neața! Noi nu facem abuzuri aici, am povestit și pe pauză. Copilul ei știe chiar și ce este ciocolata. Papa să-ți explice și ție. Ceea ce mi se pare dubios. Dar povesteam de verdețurile astea care au un rol foarte, foarte important și nu sunt numai în cărți importante. Da, povesteam, uite, ți-am adus cale, de data asta în formă solidă, că am văzut că lichidă nu prea-ți place așa. Nu, că arăta ciudat. Arăta ciudat. Asta arată bine? Da. Da, mă bucur. Chiar îmi spuneai că, uite, de fapt, asta face parte dintr-o familie de legume care se numesc crucifere și sunt extraordinar de importante pentru sănătatea noastră. Îți spun imediat de ce. Însă vreau să spun că dacă nu-ți plac calele, nu e nicio problemă, pentru că în familia asta mai găsești și varza aia care se găsește la tine acolo. Și mie îmi place clasică, foarte mult. Varza clasică. Tu ai o varză roșie acolo, dar și dacă e albă e ok. Însă, totuși, dacă am de ales între varză roșie și varză albă, am să aleg întotdeauna varza roșie. Și știi de ce? Pentru că e roșie. Nu, serios, cu cât sunt mai intens colorate fructele și legumele, cu atât sunt mai sănătoase. Ele conțin niște substanțe care se numesc fitonutrienți și care sunt, de fapt, ingredientele care dau culoarea fructelor și legumelor. Sunt niște ingrediente super puternice pentru sănătatea noastră, pe care n-aș vrea sub nicio formă să le exclud din alimentația mea. De asta încerc în fiecare zi să am cât mai multe culori în alimentație. Zinc cu ficatul. Zinc cu ficatul, asta vreau, că m-am abătut de la subiect. Deci, în familia cruciferelor avem varza asta cale, cu care te-ai certat tu data trecută, dar poate te împrietenești până ne vedem data viitoare. Avem varză, avem brocoli, avem conopida, care brocoli alb. Nici aia nu-ți place? Hai că mi-ai spus că mănânci varză, sunt mulțumită. Ok. Bun, toate astea conțin o substanță care este foarte importantă pentru detoxifierea ficatului nostru. Fac o mică paranteză, oamenii când aud detoxifiere, li se aprind așa toate beculețele și se gândesc la smoothie-uri, cum ți-am adus eu ție data trecută. Vreau să fie foarte clar că detoxifierea este un proces care se desfășoară permanent în corpul nostru. Nu bei tu un smoothie și gata, te detoxifici, dar are nevoie de o adevărată ciorbă de elemente, de macronutrienți, de proteine, de micronutrienți, de vitamine, de minerale și chiar și de acești fitonutrienți. Sunt o sumă de elemente de care avem nevoie ca să ne detoxificăm permanent corpul. Motorașul ăsta funcționează mai bine, înțeleg, cu elemente din familia cruciferelor, care dau un boost, ajută mai tare. Vezi, îmi place mai mult de tine astăzi. E, așa, păi nu mai vii cu chestia aia. Vezi, am găsit la jumătatea drumului o varză și ne-am înțeles cu ea. După 20-30 de ani, 40 de ani, evident și ficatul se regenerează mai greu. De aia, unora, nu zic nimic, Ramona, ne e mai greu să consumăm, de exemplu, niște shoturi de tequila la o petrecere decât ne era atunci când aveam 20 de ani. Da, din păcate, exact așa se întâmplă și atunci te ajuți a doua zi cu varză, într-un fel sau altul. Bun, să mergem mai departe. Avem acolo legume, alea bune doar în ciorbă, după părerea unora. Sunt de acord, dacă le pui în ciorbă eu sunt fericită, dar important să le adaugi. Avem aici ceapă, super importantă, știm toți că ceapa și usturoiul sunt importanți în imunitate, la fel ca și ciupercile, care de fapt sunt un simbol, așa că când găsești prin cărți discuție despre imunitate, ai o poză cu o ciupercă ca să țină lumea minte să o mănânce. Usturoiul știm toți că e puternic antiviral, de asta îl adăugăm, știi, în sezoanele astea de tranziție, când începe un pic răcoare pe afară și toți copiii fac muci, le adaugi usturoi în alimentație și le întărești imunitatea. Deci vrem să adăugăm alb. Sincer, albul e o culoare, că noi le spunem tuturor culorilor când vine vorba de fitonutrienți. Nu prea o adăugăm în alimentația noastră, așa că n-ar trebui să o uităm. Bun. În fața mea e culoarea mea preferată. Eu le pun la comun, galben și portocaliu. Mie îmi place foarte mult cartoful ăsta. Ai mâncat vreodată cartof de ăsta? E cartof dulce. Da. Îți place? Bineînțeles. Ți-am spus că putem să ne înțelegem. Și ăsta ia, spunem ce zicea mama când erai mic. Să mănânci morcov, să te iubească iepure. Nu, să mănânci morcov, să vezi bine, am ras ieri unul. Așa. Îmi place să-l mănânc crud. Exact. Legumele portocalii, în general, sunt foarte bune pentru sănătatea ochilor și sănătatea pielii, în general. De asta doamnele ar putea să mănânce frecvent, și domnii, ar putea să mănânce frecvent legume portocalii, pe care eu le recomand să le gătească, pentru că sunt mai concentrate în fitonutrienți când sunt gătite. De exemplu, mie îmi place foarte mult să gătesc la cuptor acest cartof dulce și e o masă foarte ușor de pregătit. Se face și repede. Exact. Și îl gătesc, după care îl desfac și pun ceva
grăsime în el. Eu prefer avocado, tu poți să pui un pic de ulei de măsline, niște semințe, orice să fie un pic de sursă de grăsime, pentru că ele conțin, cum spuneam, practic precursorii de vitamina A, este o vitamină liposolubilă, adică se topește mai bine, se absorbe mai bine în grăsime, și atunci dacă adaugi o sursă de grăsime, nu e numai mai gustoasă, ci și mai, cum să zic, mai ușor de absorbit și mai eficient în corpul nostru. Okay. Deci portocaliu, da. Roșu. Roșu. Stai un pic. Roșu. Dăm roșu aici. Baba. E foarte bun roșu. Uite, știi cum se zice la americani că un măr pe zi ține doctorul la distanță? Da, dar pentru noi mărul e banal, noi suntem români, nu suntem așa săraci. Și mărul și-a pierdut în ultimii ani din faimă, dar încet, încet cred că reintră în modă. Da, sunt convinsă. Facem noi puși pe beneficiile mărului. Să știi că, uite, și eu am fost surprinsă, vorbeam mai devreme de fetița mea cu ciocolata, în egală măsură iubește mărul, este fructul ei preferat. M-a surprins, sincer, în zilele noastre copiii iubesc, nu știu, toate fructele exotice. Fructul preferat al fetiței mele este mărul. Eu vă recomand să alegeți pe rând. Azi mănânci un măr roșu, mâine mănânci un măr galben și așa mai departe, pentru că fiecare culoare, încă o dată, codifică niște beneficii. Dacă despre galben și portocaliu am vorbit, putem să vorbim despre mărul roșu, care are un fitonutrient, evit să le spun numele, pentru că au niște nume de-astea complicate și, de fapt, nu asta ne interesează. Ăsta îmi place mie foarte mult, quercetina, a fost foarte populară anul ăsta, e în niște studii în momentul de față și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce rezultate au. E, până una alta, noi știm că quercetina merge bine la alergii. Știi? Și atunci persoanele care sunt alergice de orice fel, nu neapărat o alergie la fructele astea pe care le avem noi pe masă, pot consuma mere, știi, să le includă în alimentația lor, în special cele roșii, pentru că le vor îmblânzi alergiile. Nu spun, Doamne iartă-mă, vreau să fie foarte clar că niciodată fructele și legumele nu vor funcționa, știi, în cazul unor boli. Știi, oamenii au tendința să caute, știi, când aud că au niște beneficii fructele și legumele, au tendința să spună: "A, gata, nu mai am nevoie de medicamente, nu mă mai duc la doctor, nu e adevărat." De mere. Exact, nu. Știi, când vine vorba de alimentație, e celebru citatul lui Hipocrate, știi, cu lasă mâncarea să-ți fie medicament. E vremea lui Hipocrate nu existau medicamente la fel de eficiente ca pe vremurile noastre, dar ceea ce face mâncarea foarte mișto este că vine în completarea tratamentelor pe care le dau medicii și poate, de ce nu, să le potențeze uneori, să le facă mai eficiente. Așa că mâncăm mărul când avem alergii, dar avem și recomandarea medicului în vedere și o respectăm. Avem negru sau culori închise pe masă. Astea la ciuri fi bune. Sunt minunate. Uite, mă uit la murele alea și îmi plouă în gură. Îți plac murele? Da. Să știi că nu există fruct mai puternic antioxidant pe lumea asta decât aceste mure. Deci ele sunt absolut minunate și, din păcate, să știi că movul și cu albul sunt cele mai eliminate, cele mai evitate în viața noastră. Da, movul, pe lângă aceste mure care conțin antioxidanți puternici, în mov mai găsim și resveratrolul, despre care sunt convinsă că ai auzit. Da, bineînțeles, dar doar anul ăsta. Doar ca și de coercitină. Sfecla este de neevitat. Noi românii, pentru că o dădeam la purcei, probabil, când eram într-o altă eră, noi am reintrodus-o de vreo 2 ani aici în bucătărie, mai ales în forma ei coaptă. Versiunea mică și coaptă este senzațională, mai ales cu carne. Despre vânătă nu mai vorbesc. Din păcate, noi o băgăm numai la salată de vinete, nu ca prietenii noștri mai din sud, care o bagă în o grămadă de feluri de mâncare. Mai multe explicații găsiți online, desigur, dar concluzia zilei este să nu evităm culorile facem de mâncare sau când îi pregătim lui ăla micu mâncarea, s-ar putea să-l împrietenim. Salutând și Rodia de dimineață, vă anunțăm că este bine să vă calculați treburile. Vine epoca porcului, o să vorbim și despre asta în curând, pentru că o să băgăm mult, 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 mult porc în noi. E bine să-l contrabalansăm din timp și cu fructe și legume.